am venit pentru că sunt aici. Bună seara, dragi plămânzeni, bună seara, invitații plămânzenilor. Sigur, intenția nu era de a urca pe scenă, dar din respect pentru dumneavoastră ne-am făcut curaj și am spus să vă mulțumim în primul rând pentru gestul dumneavoastră frumos de a fi prezenți alături de noi aseară, dar mai ales în astă seară când văd atât de multă lume. Vă mulțumim în numele Consiliului Local al Primăriei Orașului Plămânzi, dar cel mai mult vă mulțumim, dragi plămânzeni, pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Numai cu ajutorul dumneavoastră putem să ne ducem proiectele mai departe. Știți foarte bine că sunt foarte multe investiții în derulare. Ei, acele investiții nu pot fi realizate sau n-au putut să fie realizate decât cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumim în numele întregii echipe. Știți foarte bine că administrația fără politică nu prea merge. Nici politica fără administrație, adică se întrepătrun. Am alături de mine doi prieteni, doi oameni care reprezintă județul Botoșani în Parlamentul European, un domn senator și un domn deputat, doi oameni de suflet care pentru ceea ce am făcut noi aici la Plămânzi au pus umărul, atât cât au putut. Știți foarte bine că noi ca plămânzeni de două mandate suntem în opoziție și ne mișcăm bine. Imaginați-vă ce se va întâmpla dacă vom fi la putere. Dar bunul Dumnezeu lucrează prin noi. Dau cuvântul și